Ne aflăm chiar lângă fosta casă a tineretului, aici unde, pe strada Rozelor, locuitorii din această zonă sunt extrem de nemulțumiți și se tem pentru viața lor, dar și pentru viața copiilor lor care se joacă în această zonă. Oamenii spun că nu de puține ori s-a întâmplat să se trezească pur și simplu în curte sau chiar și în casele proprii cu fel de fel de șopârle, șobolani și uneori chiar și cu șerpi. Au speranțe mari din partea autorităților care nu de puține ori le-au promis că vor veni să taie de pe această porțiune de circa 400 de metri iarba care crește de la o zi la alta. Dacă la începutul acestei săptămâni vă prezentam fostul parc CF din cartierul Tineretului, devenit astăzi o adevărată junglă, într-o altă zonă a orașului locuitorii cer cu disperare ca cineva să-i asculte. Este vorba despre cei peste 100 de giurgiuveni din strada Rozelor, care se plâng că nimeni nu face nimic cu terenul unde a fost construită casa tineretului și care a devenit în timp un real focar de infecție. Avem acolo în partea aia unde este propo la șerpi, șopârle, căpuși, burici, de toate. Nu putem să ne stăm din cauza și a țânțarilor. Anul trecut am făcut eu personal o cerere la doamna inginer peisagistic și cam o lună jumate, cam săptămână de săptămână am fost pe capul dumneavoastră și cred că s-a plictisit de mine și a trimis un cetățean cu o motocoasă de aia. A tăiat în fața acolo unde lui Ivan îi place. La șoseaua principală. La șoseaua principală, unde trece lumea să vadă și alții, și a venit aici și a tras de câte o brață pe lângă aia. Și am zis, băi nene, păi i-a zis că tai tot, așa mi-a zis doamna inginer. Păi dacă mi-a dat un litru de benzină, ce vrei să tai? În spatele meu, un șarpe așa, a intrat la o vecină. În curte, a intrat în curte, pe unde nu știm. Avem copii că se joacă aici, pe stradă, pe trotuar, se joacă, dar mai scapă o minge acolo, mai scapă ceva, se duce acolo, ce fac? Lagă-te ceva de picior. Nu știi că la fuge ce e. Până ajungi la spital, Doamne ferește. Da, ani de zile, uite. 20 ceva de ani mă n-a fost în stare. Măcar un gard. A murit și copiii, a căzut acolo, te fata e moartă. Dar n-a închis și ei ce putem să închidă traseul ăsta aici, bă, să nu mai intri. Măcar s-o tundă. Măcar s-o tundă. În mijloc orașului, Doamne, uite, hotel, col, hotel. Și uite ce mizerie avem aici, ce hal. Am înțeles că au venit în săptămâna. Vine mereu, Doamne, în fiecare an vin ei. Când se apropie votarea, vede și pleacă. Nu interesează pe ei că noi stăm cu mizeria sau cu buruienele, cu șerpi, cu aia trece copiii la școală. Zona este cunoscută nu doar pentru sinucigașii care au încercat să-și pună capăt zilelor aruncându-se de pe clădirea veche a casei tineretului, ci și de către localnicii care au făcut deja cunoștință cu diferite ligioane. Fel de fel de șobolani, șerpi sau șopârle se înmulțesc în voie în bălăriile înalte de 2-3 metri. Oamenii spun că au ajuns să le fie teamă să mai stea în casă sau în curte. Să nu mai vorbim de țânțarii și de mirosul insuportabil pe care îl degajă gunoaiele aruncate la voia întâmplării de alți cetățeni. Au spart pe unde au spart, au venit, au pus toată mizeria aici și pietroaie și toate alea, vine lumea, pune gunoi. Dacă e posibil să trăiești într-o situație din asta an de zile, fiind aici lângă casa mea, noi pentru ce plătim dărurile către asta? Să stăm oare în mizeria asta, doamnă? E posibil așa ceva? L-aș aduce pe domnul primar să vadă în soace, că noi l-am votat. Să vadă cum stăm noi în cartierul ăsta aici, că e mortăciuni, fel și fel de mortăciuni, adus câini, animale, gunoi, dar nici nu știu ce nu e. Aveam o potecuță care treceam, nu se mai poate trece. E fel și fel de fel de fel de... Cât timp nu a mai fost tunsă iarba aici? Păi, doamnă, știți ce face? Vine și tunde iarba pe margine unde se vede și când ajunge în dreptul ăla, uite acolo unde e mașina aia, a terminat, că nu mai are benzină. Am șobolani, nu pot să stau cu fereastra deschisă, să nici să mănânc la masă. Vin cu gunoaie, că profită de faptul că este iarba asta așa mare și mai aruncă vecinii. Că nu toți suntem la fel cu bun simț și bine crescuți. M-am mai cosit și noi iarba de acolo. Șopârle mi-a intrat în casă, m-am pomenit cu una supat, m-am speriat. Asta e, ce se face, miros, muște. N-ați vorbit cu nimeni de la... N-am vorbit cu nimeni. Au trecut domnii parlamentari la alegeri. Nu s-a mai făcut nimic. Se cosește, nu mai vine cu motocoasa, numai o porțiune, o margine. Nu mai putem trăi datorită șerpilor, șobolani, șopârle, ce sunt aici, intră toate în curte. E o distanță de 3 metri de la gard,
către noi, plătim impozit la zona zero, toată lumea aruncă mizerie. Dacă îi spui, e locul meu? Păi nu e locul meu, dar ia uitați-vă și dumneavoastră ce este, stau aici în mizerie, am copil mic și eu, toată infecția o inhalează, în plămâni nu putem să stăm afară. A tăiat o porțiune de 80 de centimetri și tăiat a fost. Nici bordură, nici trotuar? Nici bordură, nici trotuar, datorită când s-a lucrat la canalizare, s-a rupt, s-a pus molul, s-a adus într-una și așa a rămas. Promisiuni au fost, numai promisiuni. Vă spun că nu se mai poate locui aici. Stai cu ușa deschisă, ți intră o șopârlă în casă, că e cald, e vară. E distanța aproape de la bordură către curte, câțiva metri. Nu poți să lași ușa deschisă, fiind vară, e cald, să lași. Te pomenești cu șopârlă în casă, o mai dai afară un șobolan. Contactat telefonic, directorul general al societății care se ocupă de întreținerea spațiilor verzi Giurgiu, Eugen Dumitru, ne-a declarat. La acel teren adiacent casei tineretului, până acum aproximativ o lună de zile, a aparținut Consiliului Județean. După denitivarea actor, respectiv intrarea în posesie a cărții funciare, 7500 metri pătrați au trecut în proprietatea primăriei, iar 3500 metri pătrați aparțin în continuare Consiliului Județean. Vom lua măsurile ce se impun pentru igienizarea zonei respective în timpul cel mai scurt și în funcție de timp, în timpul ne va permite, deoarece am avut anul acesta foarte multe precipitații și iarba a crescut foarte mult în oraș, iar numărul efectiv al muncitorilor este mic, o suprafață mare a orașului pe care trebuie să o acoperim.